Da. Da, domnul profesor. Să găsim numerele naturale de forma 8AB. Găsiți. Numerele naturale de forma 8AB. Găsiți X de forma 8AB. Numere naturale. Sau puteți și N, da? Găsiți N de forma 8AB. Divizibile cu 5, unde A este diferit de B. Deci 8AB. Unde A este diferit de B. A diferit de B. Păi... Și divizibile la 5, nu? Păi înseamnă că ultima cifră poate fi doar 0 și 5. Asta e. Perfect. Adică B. Deci asta e echivalent. Că B aparține mulțimii valorilor 0 sau 5. Atunci A poate fi. Deci pentru cazul 1. Cazul 1. B egal cu 0. Putem să scriem B în B. Dar putem să scriem că B egal atât și A egal atât și apoi să vedem câte numere sunt? Păi... Spune să vedem câte numere sunt, nu spune să scriem numerele. Acum facem. Asta facem. Dacă B egal cu 0, câte variante a lui A pot lua? Nu. Ba nu. Pentru că trebuie să fie diferit de B. Și atunci o să fie 9 minus, o să fie 9 minus, nu, o să fie 10 minus 2, o să fie 8 variante. De ce 8? Deoarece, dacă nu ar fi făcut doar să fie la diferit de B. Dar câte simboluri sunt în Daria de toate? Cu 0 începând. 10. Și dar e numai un simbol de deoparte. E 0. Sunt 9. Deci A poate să prindă toate variantele cu excepția lui 0. Da, adică 1, 2, 3, 4, 5. 9, da? Deci aici apar 9 numere. 9 numere. Dacă vrem să le și scriem, cine sunt acestea? Deci nu aparține mulțimii valorilor. 8, 1, 0. 8, 2, 0. 8, 2, 0, 8, 3, 0. 8, 9, 0. Deci 890. La care mai adăugăm un cătare cu varianta B egal cu cât acum. 5. Da. Și iar 9 numere. Și iar 9 numere. Și noi îi aparținem mulțimii. Continuăm mai departe, David. Da? Putem continua. Da. 8. Hai. 8, 1, 0. 8, 0, 5. Așa. 8, 1. 8, 1, 5. 8, 2, 5. 8, 2. 5, 8, 3, 5, 8, 4, 5, 8, 6, 5, 8, 6, 5, da? 8, 7, 5, 8, 8, 5 și 8, 9, 5. Corect, 8, 9, 5. Și avem. Deci sunt 18 numere. Corect. Altă întrebare. 18? Da. Păi sunt 9, da. Suma a 4 numere naturale consecutive este 432. Deci suma a 4 numere naturale consecutive este 432. 432. Cel mai mic dintre numere este... Asta n-am făcut-o ieri? Nu. Dar am făcut una am făcut asemănătoare, dar nu pe asta. Hai să vedem. Păi scriu A plus A plus 1 plus A plus 2. Deci, fiindcă sunt consecutive, avem A, apoi plus A plus 1, plus A plus 2, plus A plus 3, plus A plus 4, A 432. Da, așa să fie A orba, A 4A. Și atunci ce înseamnă 4A? 4 nu va spune că 4A. Stă. Ați făcut un A în plus. Da, 1, 2, 3, 4. Da, trebuie să fie A plus 3. Până la plus... A plus 3. A plus 3, corect. Așa, foarte bine. Un A în plus. Corect. 4A plus 6. Plus 6, corect. 432. 4A. Egal cu 432 minus 6. Hai să vedem.
426. A este egal cu 426 împărțit la 4. Și nu, nu se poate, pentru că e odată 126 nu se poate. 4, 4, da. 0 și 96. Ei, e o greșeală. Da. N-are ce să spune. Cred că acolo ar trebui să fie 430... 34. Nu. Sau 435 sau 436. Păi, e vorba de 20 și cât se împarte la 4? 435. 24. 435 ar fi dat 429. Păi și ce se împărtea la 4? Păi da. 29 nu se împarte la 4. Nu se împarte. 28. Da. Așa. E acolo, deci o greșeală acolo. Bun. Da. Să se arate că numărul A mare e egal cu... Se arate că A mare e egal cu... 2 la N plus 1. 2 la N plus 1. Ori 3 la N. Ori 3 la N. Plus 2 la N, ori 3 la N plus 1. Plus 6 la N plus 1, cu N aparține lui N stelar, unde N aparține lui N stelar, este divizibil cu 33. Asta. Unde N aparține lui N stelar, adică... E fără 0. A, adică cum e 0? A, să arătăm că ai divizibil cu 33. Unde le-ați făcut? Oricine. Hai să vedem. O să fie... Îi faci înmulțirile pentru că se poate efectua. Și o să fie... Că nu se poate efectua. Să rezolvi. Poți fi 5, 5 la 2 N plus 1. Dar 5 la... Cum ai făcut? 3 ori 2. 3 ori 2? Fac 6. Ce operație am? 6. Și e bine să faci așa 3 ori 2, că stai la nu și stai la N plus 1. Dacă stai atunci pot să scriu pe 2 la N plus 1 ca 2 la N ori 2 la 2. 2 la 1. Ori 2 la 1, așa să scrie. Deci 2 la N ori 2 la 1. Ori 2 la 1 ori 3 la N plus 2 la N ori 3 la N, ori 3 la N, 3 la N, da. Plus 6 la N, ori 6 la N. Egal. Și o să fie, o să putem să-l dăm pe... Nimeni în fapt cu... Putem să-l dăm pe 2. Un pic, un pic. Ce am putea face? 2 la N, ori 3 la N, 6 N. 6 la N. 6 la N. 6 la N. O, înțeles, nu, profesor. O să avem 3 perechi de 6 N ori 6. O să vedem ce facem. Deocamdată avem 2 de ani de 6 la N. O să fie rămașă? Da. 2 ori 6 la N. 2 ori 6 la N. Plus. 6 la N plus 6 la N ori 3. Adică 3 ori 6 la N. 3 ori 6 la N. Plus 6 la N ori 6. 6 ori 6 la N. Da. Dăm 6 la N în factor comun. Sau putem aduna merele. 2 da. Și cu 3 și cu 6. 2 da. Și cu 3 și cu 6. Nu puteți aduna. Deci 2 mere și cu 3 mere și cu 6 mere. Da, și factor comun e același de aceeași chestie din propriu. Da. Și tot așa cum a spus voi, că 6 la N, dacă îți dau pe 6 la N în factor comun, rămâne ce în paranteză? 2 plus 3 plus 6 și face 6 ori 11 sau 11 11 de-a de 6 la el. Și eu găsesc că am 2 meri și cu 3, 5 și cu 6. Păi ce am zis ce scris? O să facă pe profesor, dar o să fie... Deci mie voastră ați scris că o să fie 6. 11 ori 6 la el. 11 ori 6 la el. 11? Da. Da? 11 la 6 la el. Și acum trebuie să arătăm că ăsta se divide... La 33. La 33. Deci trebuie să arătăm că 11 ori 6 la el se divide la 33. Era fain dacă era 12, pentru că 12 ar fost 6 ori 6 ori 2 și ar fost 6 la el. Păi se divide. Dacă ai fost cât era? Era nimica.
Atenție că ai spus-o trăsnaie. Nu, și-o dat seama. Domn profesor, se divide la 33. Adică 6 în... Pentru că este 11. Vedeți, o găsim pe copii. 11 ori 6 care dă 66, 66 la ei în acolo. Ba, nu, pentru că n-au aceeași exponent. Noi trebuie să arătăm ca să se împarte la 33, indiferent ce e în folose. Păi da, dacă folosesc pe N1? Dacă folosesc, de exemplu, pe N2. Păi da, indiferent ce e, poți să spui N100, N700. N-are importanță ce e în folose. Când zici, când tu ai zis pentru N egal cu 1 și ai găsit, ai făcut o situație particulară. Păi N egal cu 2 o să fie... Da, dar îți dai seama, m-am pus 6 la 2. 6, exact. Domn profesor, pentru că la primul 11 și 11 ori 3, fac 33. Și atunci orice noi am pune acolo o să fie... O să se împartă 33. Da, dar hai să fim atenție mai atenți, mai riguroși. Deci A mare este egal cu 11 ori 6 la N, care să fie egal mai departe, cu 11 ori, fiindcă nu-i de unde știe. Ne aparțin lui N stă, steluță, adică de la 1 încolo. Adică, păi, 6 N poți să descompun 3 la N ori 3 la N. Sigur că da. Deci pot să spun aici, 3 la N ori 2 la N. Ori 2. Da? 3 la N ori 2 la N. Și care mai poate fi lucrat în continuare? 11 ori 3 la ori 3, ori 3 la N minus 1. Iau un 3 din 3 la N. Zic 3 ori 3 la N minus 1. Este adevărat? Uite, dacă îl înmulțim copie în bază, așa noi exponenții nu vine 3 la N minus 1 plus 1, faci și 3 la N ca înainte? Da. Da? Și ori 2 la N. Da, și iau mai departe cu 11 ori 3, care face cât 11 ori 3, egal cu 33, ori 3 la N minus 1, ori 2 la N. Și dacă l-am aranjat așa 33 oriceva, se divide, la? Se divide acest număr la 33. Domnul profesor, dar cine s-a dat așa ceva? Adică un copil. Păi, dacă i s-ar da așa ceva la test, da. Nu s-ar gândi în viața lui așa ceva. Dar tu cum spuneai? Se înțelege că este un 3 și că se divide la 33. Se înțelege? Nu poți să traduci. Se înțelege. Îl avem pe 11. Da. Și 11 ori 3. 33 ori 3. Și 33. De cum o divide la 11? O să fie. Era asigurat de identitatea la 11. La 11 era asigurat. Să fie mai credeam la 3. Și dacă puneam la ori ce vroiam eu acolo? Păi nu poți să spui la orice vroiam eu, cum să scrii matematică, la orice vroiam eu. Exact. Da, frumos, da. Deci asta, foarte frumos. Da, deci ce am făcut eu? Am făcut următorul lucru. Autorul mi-a zis 33, putea zice că 66. Corect, da, și... Ar fi fost mai... Ar fi fost mai mult, chiar. O pretenție mai mare. Nu, dacă până 66 erau tentați să mulțească pe 156. Da. Și spuneau 33 la el sau știu ce spuneau acolo. 66 la el. Da, da, atunci autorul lasă să umble în 6 ăsta ca 3 ori 2. Corect. Și 3 ori 2 la el înseamnă 3 la el ori 2 la el. Și aici e mișcarea prin care eu asigur prezența unui 3. Că 3 la el îl văd ca 3 la 1 ori 3 la el minus 1. Adică am nevoie din 3 ăla. Am nevoie din 3. Și tot din 3 la el îl scriu ca 3 ori 3 la N minus 1. Ai înțeles la ea? Da. Deci scad cu o unitate, dar îmi pune aici la... Și de ce am făcut? De ce am făcut un profesor asta? Tot a zis registrarea care i-am zis și-a scoare și 3-ul. Că așa o să ne dăm mai ușor seama. Eu trebuie să-i scot 33-ul. Eu, profesor, dacă, de exemplu, am 11 ori ceva care se împarte la 33, când se împarte pe 33, la 11, sunt de 3. Și atunci să scriu că 6 N o să fie divizibil cu 3. Nu, nu, nu. Pentru noi trebuia să asigurăm vizibilitatea că ăsta era asta. Deci am putea să împarți pe egalități, să împarți printr-un 11.
Ăsta este, dacă e vorba de divizor, el e nimic. Ăsta are plus. Deci, nu mai așa cum vă explică domnul profesor, îți putea. Da? Deci, suntem atenți și aici, de aici am descoperit că șansa pe care o avem pentru a arăta divizibilitate este să apară numărul de la 33, oriceva. 11 la aveam. 11 la aveam, că nu uit un 3. Și de unde să-l scot eu pe 3? M-am dus și l-am rupt pe 6, 2 la el și 3 la el și acum, fiindcă el e din el stea, este asigurat că el e de la 1 încolo. Și când eu îl slăbesc pe N cu o unitate, dacă cumva va fi 1, 1 minus 1 are rost, face 0. Dacă N ar fi fost de la 0, 0 minus 1 nu mai merge, 0 minus 1 nu merge. Exact. Și atunci, toată povestea este să asigure N din N stelat. Ăsta e motivul. Dar autorul își dă. De asta fixează el asta. Da. N stelat. Bun, cum să facem ca să șterg sus sau să scrie jos pe aceea șterg sus sau cum? Așa, scriu-i. Să se arate că numărul N mic egal cu. Să se... Mai zic, aș propune. Că N mic egal cu 9, plus 9 la 1, nu, plus 9 la 2, plus 9 la 3, plus așa mai departe, plus 9 la 1998. 1998. Este divizibil. Cu 5 numere naturale impare consecutive. Nu putem și nu să legeam, da. Cu 5 numere naturale. Cu 5 numere naturale impare consecutive. De fapt, e cam... Adică ce înseamnă că... Stai puțin. Cu 5 numere naturale... Impare. Care sunt acestea? Consecutive. 1, 3, 5, 7, 9... Dar nu neapărat 1. De 721. Și ăsta e impară. 2 ca plus 1. De la 2 ca plus 1. La 2 ca plus 1. Primul 2 ca plus 1. 2 ca plus 1. 2 ca plus 3. Cu suma. Nu cu suma. 3. 5 numere. Nu știu cu suma. Pe rând, cu fiecare. Adică, cu 2 ca plus 3. Apoi, cu produsul lor. Păi da, da, nu are sens. Ei, nu are sens. Este cel care se știe de răspuns. 2 ca plus 1. Apoi, divizibil și cu, vedeți cum de sub. 2 ca plus 3, 2 ca plus 5, 2 ca și 2 ca plus 7, și 2 ca plus 9. Plus 9. Păi dacă o dat cu 5, autorul știu că nu mă gândesc la muncă. Da. O fie de băiură. A fost Da, trebuie să legeți tu și acum. Deci să se arate că... Hai să gândim exercițiul. Acest număr natural. Destul de ciudat. Nu știu, trebuie să vedem cum îl calcula. Facem în sumă aia, ce-o fi. Nu-i sumă, dar o să sumă. Te rog. Îl dăm pe 9 un factor comun. Asta vedem. O să fie... Deci 9... Deci luăm pe de o parte. Nu e egal cu 9. E egal cu 9 pe lângă. Deodată, da? 9 pe lângă. 9 pe lângă 9, plus 9 la 2, nu se plus 9 la 3. 9 pe lângă 1. N-a sărit 1? Și 1. Sărit. Deci 9 pe lângă 1. 1. 1. Vreau să mă pune 9 ăsta. Da, da. Plus 9 la 1. Plus 9, plus 9 la 2, plus 9 la 3, plus punctul de 9 la 1. O zis, o zis. 9 la 3, plus 9 la 2. O zis 9, dar. Plus, să-ți vedem ce facem. 9 la 5 putem. Dacă o făcut la 8, 197. La 97, da. 1097. Deci 9 la 97. 1097. Și ce mi se divide la... Nu, nu mă trebuie. Și noi, practic, în paranteza aceea avem toată suma care aveam în cealaltă. Adică de la 9 la 1 până la 9 la 1997 și trebuie să îl adunăm pe 1998 și să scădem. Deci, în fapt, observăm că după, dacă mă uitam, 9 la 2 se află 9 la 1. Da. După 9 la 2, 9 la 3, după 9 la 1997 s-ar afla 9 la 1998, care nu există. Și de aceea îl adunăm și îl scădem aici. Și atunci să fie 9 pe lângă 1 plus 9 la 2, s-a fost în direct suma? Nu, nu, nu. 9 la 2, plus 9 la 3, 1997. Plus 1997.
7 plus 9, la 1990. Așa, și am... Minus 9 la 1998. Am adunat și am scăzut. Practic, exercițiul nu s-a modificat cu nimic. Și atunci o să fie... De la 9 până la 9. Fata asta de aici. De la 9 până la 9 la 1998. Fata asta, exact. Și atunci o să fie, putem să redăm un factor, adică să facem distributivitatea. Deci echivalent, poate spune că nu e egal cu... Nu e egal cu 9 plus 9n minus 9 la 1999. Și în momentul acesta pot să, să scad un banul ăsta. Pot să scad un nou, nu, cum să spun, ca să pot să duc în partea cealaltă. Prin egalitatea invers. Poți scrie și invers. Asta e egal cu numele. Asta, tot e egal cu numele. Deci o să scriu că 9 plus 9 la n minus 9 la 1999 este egal cu n. Și atunci o să rămână 9 plus... Valent. Acum scădem un N din... Acum, da, scădem un N din a fi membri. Și o să rămână acolo 9 plus 8 de ale mele. Nu? 9 nu e un N? Am zis că scădem un N, Daniel. Da, da, nu ducem în partea aceea. Păi tot aceeași chestie. Dacă duci, îl duci cu sens schimbat. Păi duci cu sens schimbat și... Deci 9 N minus N face 8 N. Da. Minus 9 la puterea 1999 egal cu 0. Că am zis că scădem un N din amprimei. Păi atunci 9 plus 8 nu o să fie 9 la 1999. Nu, nu, nu. 8 nu e egal cu 0. Adunăm acum în ambii membri prin 9 la 1999. 9 la 1999. Și o să fie 9 plus 8 N o să fie egal cu 9 la 1999. Dar face parte. Nu știu. Și avem un nou din membri. Din ambii membri. Și este echivalent. Să fie că 8N e egal cu 9 la 1999 minus 9. Minus 9. Minus 1 9, da? Și dacă vreți să se divide. Asta trebuie să se divide la numerele alea. Asta e 8N. Păi 8N o să fie egal cu 9 la 1998. Nu trebuia să ne vede atunci, nu va fi toată asta împărțit la 8. Da, aha. Sau deci, și la 8, cum vă știți. Da, cu un egal cu 9 la 1999, minus 9, totul supra, hai să scrie toate fracții, tot este la 8. Și ăsta trebuie să se divide, mai citește odată. Trebuie să se divide. Deci, se arată că numărul N este divizibil cu 5 numere naturale impare consecutive. Divizibil cu 5 numere naturale impare consecutive. Adică, cum am zis noi, 2 N plus 1 s-a arătat că numărul 2 K plus 1, 2 K plus 3, 2 K plus 3, 2 K plus 5, 2 K plus 7, 2 K plus 9, 2, 4, 5. Domnul profesor, dar am o întrebare. Oare nu vroia să spun acolo, cred că ar fi... Trebuie să fie 9N. Că așa era mult mai ușor și mai logic. Da, nu contează. 9N și atunci am împărțit cu 9 și ar fi doar un număr care... Da, te rog. Eu m-am gândit să știva 9 la 1999 minus 9 la 1, care îmi dă 9 la 1998 supra 8. Dar așa se scade? Îl dădeai factor comun. Dacă ar fi fost împărțit la 9. Deci nu avem cum să facem asta.
cum arătăm că numele ăsta se divide la 5 numere impare. Dar nu spune că trebuie să fie, spune că trebuie să se divide, nu? Atunci da. noi putem spune că 9 la 1999 minus 9 totul la... așa, poate să fie egal numărul ăla. Deci noi trebuie să arătăm că este divizibil cu 5 numere naturale, impare, consecutive. Ce-am făcut noi aici decât să calculăm suma. Da. Da? Calculând suma, n-am făcut mare lucru. Nu ne este la îndemnă să spunem că se divide cu 5 numere naturale consecutive. Dacă ne întoarcem la suma de la început, nu era așa scris. Nu era cu 9 plus 9 la a 2, plus 9 la 3, plus 9 la 4, plus puncte, puncte, plus 9 la puterea 98. Ar fi o primă idee să încercăm așa. Dacă scot pe n factor comun, pe n, pe 9, pe 9, observ că s-ar divide la 9 suma asta. Am pe 9 ori. Da. Deci ar fi așa. 9 pe lângă. 1, cum am scris? 1 plus 9 la 3. 1 plus 9 la 1. 9 la 2 plus puncte, puncte. Plus 9 la 1997. 1997. Și-ar însemna ca suma. Ăsta se divide sigur la 9, care e un număr impar. Corect. Da? Un număr impar. Acum, el se divide și la 3. Și da. Da. E și 3 încorporat în 9. Da. E 9. Și atunci, pot să spun că se divide la 3. Dacă am să arăt că se divide și la 5, semn de întrebare. Dacă am să arăt că se divide și la 7, semn de întrebare. Dacă am să arăt că se divide și la 9 și se divide, ăsta e lămurit. Da. Nu clar. Deci, 3 este. Da. 5 este semn de întrebare. 7 este semn de întrebare. 9 este rezolvat. Și în continuare la 11. Da. Cu semn de întrebare. Atunci ar însemna că se divide la 5 numere impare consecutive. Cum știu cum de mă întrebam? Acum, trebuie să-mi gândești. Mi-a formulat problema mai detaliată. Adică încercăm să înțelegem problema, deocamdată nu mi-a fost deloc clar. Nici nu. Câte vreme luam 2 capus, 2 capus, 3 da. Capus, nu ne ajută. Da. Adică nu eram pe ieșiți. Am înghețat. Copii, am făcut suma, am văzut că nu ne ajută. Da. Deci, încă o dată, important lucru, în fața unei ieșiți când te afli, să încerci să faci ceva. Corect. Calculul sumei acelea nu a fost decât un antrenament făcut pentru a afla suma. Simțeam că nu va fi de ajutor. Eu știam asta. Da. Dar fiindcă inițiativa a fost la voi și fiindcă ideea calculului sumei era importantă ca antrenament, deci am făcut-o. Bun. Acum, m-am întors din nou la ieșițiu. Și când am scos pe 9 factori, am văzut că în 9 s-ar afla... Cine s-ar afla? 3. Dar tot atât de bine se poate afla și 1. Exact. 1, 3, 5, 7 și 9. Și eu mă pot opri până aici, că 1 și 3 și 9 sunt făcute, și la noi 5 și 7. Corect. Adică 3 nu le era pe urmă, trebuie de urmă. Cred că da. Mai 2 de urmă. Cred că așa e mai bine, nu? Pentru că 11 nu prea era... Hai să vedem. Nu prea era de urmă. Okay. Așa l-am băgat și pe urmă. Da, știi deja că sunt 3 numere și mai trebuie doar 2. 5 numere. Deci pentru că se divide la 9, se divide și la 3. Sigur că da. Și la 1. Sigur, da, înțelegi? 1, 3 și 9. 1, 3 și 9, gata. Și 5 și 7 sunt acum, eu pe, sunt foarte atent să reușesc să arăt că se divide la 5 și la 6. Nu-i de mine. Cum arătăm? Eu zic să grupăm pe cele din paranteză, nu? Să mai facem ceva. Să facem niște grupaje. Niște grupaje, mă gândesc. Și din experiența care o avem, de regulă încercăm să facem două câte două. Da,
doar la cele din paranteze, din nou îl lăsăm deoparte? Nu, păi, îmi asigură dificultatea, omul trăiește... Nu îl stricăm. Nu îl stricăm. Deci, mare atenție, vedeți copiii, cel nou îl lăsăm, numai la paranteză nu știu. Și nu știu ce se aș face, dacă ce să-i fac, să scriu unor trei? Mă gândeam că îi revenim din nou la suma inițială, cum era dată, la nou inițial. Nu, nu, lăsăm așa, pe deci cinciul trebuie să apară de aici, nu ați vedem trei. Da, da. Divizorul 5 nu poate să fie din 9, clar, ci din paranteză. Bun. Și acum mă focalizez pe ideea de a face grupaje aici, eventual. De câte două? De câte de două? 9 plus 1 de 10, se împarte exact la 5. Idee. De câte două? Nu știu, 9 fac 10. Aici e 9 la câte următorul? 9 la 3. 9 la 2 și 9 la 3. Scoate din 9 la 2 factor. Ia să mai facem chestia asta. Acum nu-mi dau paranteza după aia. Nu, nu-mi merge cu totul. Da? Oare înțelegi? Oare înțelegi dacă nu? Bun. 10. Deci, lăsăm așa. Deci, intrăm acolo în paranteza dreaptă. O pun dreaptă pe asta. 1 și cu 9 fac o echipă. 10. Facem o echipă, David, ca să observăm o chestie. Uite, bici, bici, profesor. Da, o și urmărește. Și 9 la 2 plus 9 la 3, scoatem factor. Din 9 la 2 și 9 la 3, pe cine? 9 la 2, pe lângă 1 plus 9, Daria, e bine? Dintre 9 la 2 și 9 la 3, scot un 9 la 2 și vine în paranteză 1 plus 9. Da. Plus. Plus 9 la 3. 9 la 3. La 4. La 4 și 9 la 5. Da, și plus 9 la 4 se numește 1 plus 9. Următorul ar fi 9 la 6. Da, plus 9 la 6. Pe lângă 1 plus 9. Și observăm că 1 plus 9 se tot repetă. Și observăm și pe 1 plus 9. Păi tocmai este motivul. Se apară 10 de la să scoate un factor la viitoare. Păi înseamnă că ultimul este 9 la 1970, o 9 la 1996 pe lângă 1 plus 9. Corect. 9 la 1996 pe lângă 1 plus 9. Și calcul. Egal cu 9 pe lângă. Salut. 9 pe lângă. 1 și 9 face 10. Plus. Plus 9 la 2 ori 10. Ori 10. Plus 9 la 4 ori 10. Plus 9 la 6 ori 10. Plus 10 și 10. 9 la 1996 ori 10 este egal cu. Ce putem scoate pe 10 în facă. Da, 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 da. Curaj, da. 10, sigur că da. Și 9 ori 10. 9 pe lângă. 9 ori 10. 9 ori 10. 2 ori 5. 9 ori 2 ori 5. Da. Ca să bată 5 ori ala, poate să da, pe voi, da. Da. Pe lângă. Pe lângă. Pe lângă. 9. 1 plus 9 la 2 plus 1 ori 1. Nu? Nu mai punem 1 ăla. Plus 9 la 4. Da. Plus 9 la 6. 9 la 6 plus puncte, 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 puncte. 9 la 8. Plus 9 la 1996. 1996. Dar de ce n-ai înțeles? Zici ce n-ai înțeles. Păi. Hai să mai luăm o dată, Daria. Uite, am spus așa, Daria, când nouă ăsta îi incorporează pe 3 și pe 1, pe 9, și pe 9, care da, este 3, da? Și atunci, pentru divizibilitatea la cât? La 1. Cele 3 numere consecutive, 1, 3, 5, 7 și 9, pe 9 l-am prins, mă întrebeau și un 3. Eu trebuie să apară în factor, dar nu sunt simultan. O sper la 3, nu mi-a spus să se divide la 5 numere consecutive. La 5 numere consecutive, da, pe rând. Da, pe rând. La 3 este că s-a aflat 3 încorporat în 9. La 9 este. La 1 este, dar la 5 și la 7. La 5 și la 7. La 5 am muncit acum, dar ea. Ce o spus aici? La, ia ceva aici, am înțeles. Ia să vedem. Cine ai mult de aici?
Ai înțeles? 1 și cu 9 face 10, domnul a doua scos face 1 și cu 9 și peste tot, iată, asta îmi spune că în clipa asta rezultă că nu se divide la cine se divide? 1, 3, la 5, 1, 3, la 3, 5, 3, la 5 și la 9. E rezolvat asta. Și la 2 a zis și am reușit la 2, dar nu râs că nu se divide mare. Și acum putem să facem... Luăm din nou pe... Pe nă și încercam să facem... Care era egal cu 9 pe lângă. 9 pe 10, ori 2, ori 5. O secundă, nu era. Trebuie să luăm de la început. Că nu trebuie să fii simultan. Trebuie să facem mai pozitiv. Produsul tuturor. Și noi îl luăm, așa cum era 9, pe lângă 1, plus 9. 1 plus 9, plus... 9 la 2. 9 la 2, plus 9 la 3, plus puncte, puncte. 9 la 1997. Închidem paranteza. 7, da? Da. Da. Noi acum am putea să facem paralele către 3. Poate avem 4, da. După aceea 3 să ne iasă 7, da? Da. Suntem înnebuniți. 10... Deci 81. 81 plus 9... 91. Dacă ar fi 91 în multiplu de 7, dacă s-ar împărți 91 la 7, ce felicitați! Sunt 4 și 4, 7... Deci 91 se împarte la 7, la 7 și 2. Se împarte, nu? Da. 7 ori 13, dacă nu. 7 ori 13. Da, 7 ori 13. Sunt extraordinar. Deci dacă le grupez câte 3, acum am avut o problemă. Eu plec câte 3. 3, 3. Dar ultimii sunt în grupare de 3. Trebuie să ne împărțim pe 1997. Câți termeni sunt? Câți termeni sunt? Și când i-ați făcut grupa aștept, 2 n-ați făcut. 1999. Și acolo am pierdut. 1997. Câți termeni sunt? 1997 de termeni. Nu, 1998. 1998. Pentru că 1 acela nu se pune. E 9 la 0 ăla, cum nu se pune? Așa, de la 0 la 0 se pune. Ah. Inclusiv și cu 0. Și 0. 1 e 9 la 0. 1998. Păi 1998. Oare 1998 se împarte la 3? Se împarte la 3 exact? Acum vă spun. Da, se împarte. Da. Pentru că este 10 6. Plus 17. Și o să dea 20. 10 plus 17 o să dea 27. Așa este. 10. 27, da. Se divide la 3, da. Pentru că... 76. Da. Bun. Și atunci sunt foarte fericit. Ce mă sunt foarte fericit pentru că mi s-a întâmplat chestia asta. Așa, dar face egal cu 9. Pe lângă. 1 plus 9 plus 9 la 2. Plus 9 la 3. Da. 9 la 3. Plus 9 la 4 plus 9 la 5 plus puncte puncte. 9 la 1995. Ultima echipă de 3. 9 la 1995. 9 la 1995. Plus 9 la 1996 plus 9 la 1997. Îl putem scoate un factor. Deci egal cu 9. Egal cu 9. Până lângă paranteză dreaptă. În paranteză rotundă. 9 la 1. Cât face aici? Cât am să faci acolo? 91. 91. Deci 91. 91. 9 la 3, 9 la 3 pe lângă. 9 la 3. 91. Da, 9 la 3 pe lângă 91 și apoi să fie 9 la 6. 9 la 6. 1995. Așa. Și cam mai departe. Și să fie 9 ori 91 pe lângă respectivul și 91. Da. Și să fie 9 la 3. Aici rămâne 1. Da. Plus 9 la 3 plus 9 la 6 plus puncte puncte plus 9 la 1995. Și în momentul acela... 9, deci am zis că e 7 ori 13. Da, da. 7, dacă la de pe 91, înseamnă că o să se împarte la 7. Și asta înseamnă că... Și asta înseamnă că nu se împarte. Se divide la 7.
Iată că de mulțumit suntem că am arătat că numărul acesta divide la 5 numere consecutive. 1, 3, 5, 7 și 9. Și 13 ați arătat și 2, domnul profesor. Ați arătat chiar mai mult. Și 13 și 2, dar el a mers pe consecutive. Da. Aici le-a prins, da. Deci a vrut să vadă dacă știm care sunt numele consecutive și la care echipaj ne ducem. Acum aș vrea să un pic, două minute, să stăm de vorbă. Sigur că da. Am vrea să stăm de vorbă și să vă spun cam ce a fost în mintea mea când am primit echiștia. Panică. Panică, da. Deci, și la mea la fel. Da. Până deci, asta, este un echiștiu frumos. Da. După care voi mi-ați oferit șansa să intru în echiștiu. Cum ați dus ca pe sumă. În timp ce mi-ați propus să calculez suma... V-a venit altă idee. Nu. Știam că suma nu folosește la nimic, dar eu scriam acolo mecanic. De ce mi-ați lăsat să scriem? Pentru că trebuia să facem suma aia, să ne amintim cum să faci așa suma. Sigur că a fost un antrenament, că știam că am de câștigat de acolo. Și să vedeți că nu ne ajută rezultatul. Și faptul că nu m-ar vrea asupra 8 acolo, chestia... Exact, deci, nu ne ajuta, corect. Eu nu vă puteam convinge pe voi, exact. Dacă din capul spun, nu ne folosește. Nu, calculăm că nu ne folosește. Păi tu vrei spune, păi ce să ne folosească? Corect. Să o vedem cum arată. Corect. Și de aceea, e partea cea mai interesantă, când am valorificat, să spunem, momentul meu de panică, pentru a... A câștigat timp. Pentru a câștiga timp și pentru a vă arăta că ce facem e de folos, adică doar antrenamentul în sine. Ei, nu am spus pe nou, domn profesor, care nu a ajutat. Atunci sare în, asta vreau să spun, în timpul calculului, sare nou factor acolo. Și atunci ajuta. Nici nu trebuia să mă apuc eu să calculez suma, zic, nu, acela mi asigură un număr impar. Corect. Deci mă... 3. Mă... Nu, 3 și 9. Și 1. Și 1, dar pentru 9. 9. Și acum să mă mișc în stânga și în dreapta lui 9. Corect. Și-l văd și pe 3 incorporat. Și pe 1. Și 8 și pe 1. Dacă e și 3 incorporat, adică și 3 și 9, acum am... Marșa din interior. Corect. Și m-a dus până la 11, ceva da? Gândiți, da? Că n-am restul. Și am zis că să-mi iau 1, care este la îndemână. Corect. 1, 3 și 9 și mă rămânea 5 și 7. Da. Ei, pentru 5 și 7, de unde putea să apară divizorii? Din interior, din paranteză. Da, le adunăm încă două câte. Mai din paranteză. Dar asta, cum, dacă ați zis consecutiv, că nu trebuia să le punem în fața lui nou, asta înseamnă nu înmulțite. Deci, nu înmulțite. Da? Am înțeles. Că în clipa în care mă duc așa, am scos pe 2 ori 5, acum trebuie să mă duc la ce trebuie să se paranteză. Da. Și ori, din ce lumea mea se paranteză, nu mai are șansă. Din nou ușor, da, am înțeles. Dar faptul că ne-a ieșit 13, domn profesor, 7 ori 13, înseamnă că 11 nu era? 11 nu-i. Sigur nu-i. Sigur nu-i. Deci tu nu trebuia să-l luăm obligatoriu. Deci obligatoriu? La 11 n-aveam nicio șansă să-l luăm. Deci la 11 nu mă puteam. Nu puteam să mișc consecutiv din partea a doua a problemei, ci în prima parte aici. Că 11 nu este. Asta am spus să vă întreb, de la 7 a sări la 13. Există și alte numere. Păi uite, n-am găsit pe 13. Asta este grupajul. Deci cele 5 numere, deci problema este destul de interesantă. Ascunde autorul divizibilitatea la 5 și la 7, o bagă în 5 numere consecutive, pentru că este incorporat în 9, 3 și 9, deci avem două numere impare, sunt vizibile. Da, ca și capete. Da, ca și capete. Unul este natural, da. De luat în seamă. Și rămâne numai 5 și 7 cu care să te muncești. Păi tu nu cauți să-ți încurci problema. Tu nu faci mai dificilă. Nu te pui în situația de a nu putea reuși să o luai ghișițiu. Ci spun numai 5 și 7 aveam. M-am concentrat chestia asta. Cum fac? Cum fac asta? De unde să apare? Păi apare numai din paranteză. Că nouă s-a spus să facă numai din paranteză. Și cum? Grupând de câte două ori. Sau, de la început, grupând câte trei.
Da, după ce miese. Și miese. Nu abandonăm, muncim, vedem, ne gândim la... Am plecat pe sumă, am calculat, am văzut că n-am făcut nimic, am revenit. Este, din nou, o idee a ceea ce înseamnă modul în care te duci pe un exercițiu. Am mai discutat de chestia asta. Faptul că fac lucrurile la prima citire și fac cu voi deodată, arată că și eu sunt un om. Da? Sunt și eu un om și că sunt tot atât de încercat de exercițiu ca și voi la prima citire. Da, domnul profesor, sunt de olimpiadă, recunoaște. Sigur că da. Dar important este să comunic cu o anumită atitudine care trebuie să o ai în fața exercițiului. Nu cea de panică. Corect. Da, Daria? Spun asta. Deci nu mă sperii, nu intru în panică, ce mă fac, nu știu. Ce fac, stau atent, mă gândesc. Așa. Sigur o fac. O fac. Deci există acest plus de încredere pe care mi l-am câștigat și pe care vreau să-l comunic tuturor. Încrederea în tine în clipa în care te apuci de exercițiu. Pentru că n-ai încredere, nu reușești. Păi, de atâtea ori se întâmplă, când citești exercițiul și dacă tu ți se strecoară în sufletul tău ideea de nereușită. Sunt de la prima citire. Nu are rost să te mai apuci. Deci tu trebuie să fii învingător. Pot. Găsesc o soluție. Pot. N-am înțeles bine problema dacă îmi ți-am ideea. O mai citesc o dată, de două, de șapte, până... Plec cumva în exercițiu, nu? Sigur că da. Traduc, văd, încerc. Încerc stânga-dreapta, încep să apale idei. Corect. Dar așa, asta așa, e asta e atitudinea. Deci atitudinea pozitivă în fața exercițiului. Da. Nu cea de panică, nu cea care spui... Nu știu. Dar asta l-am făcut. Foarte des este formularea asta, nu? Dar nu mai pot face, că nu i-am zis că zi olimpiadă, ca să nu se panicheze, da. Numele impare. Numele impare consecutive. Nu bine se va dispare de exercițiu. Exact. Deci l-au ascuns cu vizibilitatea la 5 și la 7 în 5 numere consecutive. Da. Da? Da. Ușor, Și cam asta. Să uitați același ser și să vă abonați la canal. Spune tu... Zi, Mario, tu cum îi vă abonați? Să vă abonați la Profun Online și să faceți cu Profun Online exerciții de matematică. Așa. La revedere! La revedere!